Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a podcastului Fără Mănuși. Înainte de a începe și de a prezenta așa cum trebuie invitații noștri, vreau să mulțumesc sponsorului nostru, Cazinourile Las Vegas, pentru că face posibile toate aceste emisiuni, atât Fără Mănuși, cât și emisiunile colegilor mei, dar și galele RxF, galele Next Fighter, Slap și Bikini Fotbal, care va urma în vară și pe care știu că l-așteptați cu foarte mare interes, că cine nu ar vrea să vadă multe bunăciuni alergând după o minge pe plajă, nu-i așa? Că tot a venit vorba de bunăciune, o bunăciune am și eu în seara asta aici în stânga mea. Și nu numai că este o bunăciune, dar este și o fată foarte mișto, o actriță incredibilă și o fostă participantă a unuia dintre sezoanele Survivor, alături de cel care este al doilea invitat din seara aceasta. Și da, lângă mine sunt Camara și Ada Dumitru. Wow! Mulțumesc mult! Prezentare! Mulțumim! Wow! Băi, ești tare frumoasă! Dar ți-am zis, cred că și înainte, dar zic și acum, ești tare frumoasă. Și tu la fel. Mulțumesc! Manu, eu îți mulțumesc! Da, la mine nu se pune, că sunt dată cu maglavaici pe față, sunt toată, dar tu ești așa naturală și nu știu... Da, n-am, recunosc că n-am nicio schimbare estetică, mă recunosc că mă gândesc non-stop la ele. Ce vrei să-ți faci? Băi, mi-aș face tot, să mor, mi-aș face, mi-aș tăia nasul, mi-aș pune buze, mi-aș pune silicoane, mi-aș pune tot. Dar la mine nu prea pot, pentru că în secunda în care îmi fac orice pentru film, nu prea avem voie, pentru că în secunda aia m-ar pune la niște personaje, nu aș putea să joc orice, adică n-aș putea să joc un film de epocă, de exemplu. Știi? Pentru... Zici tu că nu? Nu, pentru că se simt lucrurile astea, știi? Ce puțin acidul în buze, mamă, mi-aș pune, uau, mi se zice, aolo, ce mi-aș pune? Uite, poți să-ți faci operația asta pe care mi-am făcut-o eu la buze. Acum, bine, buzele mele par mult mai mari decât sunt în realitate, fiindcă mi-am dat cu contur și mi-am făcut contur undeva mult peste. Dar mi-am făcut acum 8-9 ani în Germania o chestie care, gen, stimulează producția de colagen și ele cresc singure și toată viața. Ei. Da, și sunt super naturale, super... Da, da. Se văd super bine. Și tu, Camara. Asta am uitat față de mine. Camara, tu ce operații ți-ai face? Mi-aș face o operație de schimbare de cap. Ok. Mi-aș pune la cap. Corpul meu avea e foarte bine, pe la corp stau bine, cu capul am o problemă, mai ales înăuntru. Schimbare de creier. Ce tare ar fi să fie o operație care să... Să schimb capul? Nu știu, să poți, dar știi, sinapsele neuronale să poată să se dezvolte tot timpul. Bine, eu cred că it's just a matter of time. Și eu la fel. Da, adică nu mai durează mult. Și chiar am citit o serie, Dune, și mereu vorbesc despre cărțile respective. Și în Dune, care a fost scris prin 1860 și ceva, practic vorbește despre tot ce se întâmplă din punct de vedere tehnologic acum, după sute de ani în toată lumea. Și cred că acele cărți au fost ca o previziune a viitorului. Și vorbește și despre faptul că poți să schimbi. Efectiv, poți să iei creierul și să-l pui într-un cap de robot și să-l atașezi la orice... Păi acum se lucrează activ, as we speak, se lucrează să poți să iei conștiința, să o pui în un alt corp. Elon Musk, nu? Are și el o filială mai mică de dezvoltare pe partea asta. Bine, el e mai mult cu spațiu și cu SpaceX-ul. Da, mi se pare incredibil să-ți ia conștiința și să-ți o pună într-un alt corp. Dar nu ești tu, nu mai ești tu. Băi, sunt memoriile tale, doar că întrebarea este, ceea ce se pune cumva problema, în secunda în care se va ajunge la așa ceva, odată ce clonezi un corp, nu are același drepturi odată ce l-aduci în viață, ca un om adevărat? Adică aici e problema de... Ok, clonezi, ok, îți pui conștiința, dar acea clonă, odată ce e în viață, nu are același drepturi? Drepturile umane, generale, worldwide? Eu zic că da. Depinde, eu aș depinde pentru dacă da. Apare o clonă matură sau un copil. Azi chiar și dacă e copil, tot se... Păi eu nu cred, în momentul în care clonezi și, mă rog, tu te referi că le pui într-un corp de matur, nu? Adică... Păi asta zic, nu mi se pare realistă treaba.
cumva să pui într-un corp matur. Cred că transferi toate memoriile tale într-un nou născut. Un nou născut și crești. Da. Devii genial de mic. Și se are etape și nu mai faci școală. Devii Mozart. Uite băieții, de exemplu, care se luptă în RXF, dacă suferă vreo contuzie, ar putea să-și... Să-și transfere... Da. Nu, uite. Venim cu soluții, dragii noștri, pentru toate problemele. Da, exact, în momentul în care, uite, se vorbea de transplant de cap la un moment dat. În momentul în care ai luat capul și l-ai pus pe un corp, de fapt, ai făcut transplant de corp, nu de cap. Capul este baza. Da. Corpul este... Nu poți să faci transplant de cap. Zise, camara! Păi asta e logic. Se vede că... Hai că am început podcastul cu discuție blanao. Eu mi-am făcut o operație apropo de treaba asta de blefaroplastie la Dame acum, la Dr. Pascal Dame, pentru că aveam niște puni sub ochi care s-au accentuat, mai ales după Survivor, știi și tu, și am zis, poate trebuie să-mi dau un refresh, că nu se mai poate să stau cu pungile alea, că zici că plec la cumpărături cu el. Așa că... La mega, vezi pungă, nu am deja. Băi, spungi? Zic, doamne, nu vedeți ce am aici? Mai face spungi. Am deja, mulțumesc, doamnă. Am pot să duc acasă lejer. Și am hotărât să fac acest pas, într-adevăr. O să trebuie să mai port ochelari o lună și ceva, până una alta. Bine, mi se pare că arăți bede, se pare că bei și dintr-un meci. Nu-i așa? Da. Da, un pic, e un pic umflat de la o cremă care mi-a intrat în ochi. Eu trebuia să nu mă dau noaptea cu ea, acum conștientizez că scrie că poate intra în ochi. M-am dat cu crema respectivă și m-am băgat la somn și s-a fricat pe acolo și mi s-a umflat ochiul, dar cam asta este ideea. În rest, n-am nimic. Da, cred că ești mai umflat acum decât ai fost după meciul pe care l-ai avut în cușcă. Păi nu m-a atins nimeni. Păi asta zic. M-am bătut cu Iulian, singura lovitură pe care am primit-o a fost la genunchi când am început să mă joc în ultimele 40 de secunde. Uh-huh. Nu te juca niciodată în ring. Până în ultima secundă poți să pățești ceva. În ultima secundă. E un uppercut, la revedere, drum bun. Galele RXF și mai ales în cușca asta mică se întâlnește surprize incredibile, pentru că nu prea ai unde să fugi. În aia mare mai poți să faci doi pași la dreapta, de pe aici imediat. Tu te-ai bătut în asta? Nu, în aia mare? Gala mare. În cea mare. Și... Ai da? Ai câștigat? Da, a câștigat. Bravo, dar în culința mea nebună. Și avea, omul era sportiv, adică a fost schior, cel mai bun schior al României și cu 21 de ani mai tânăr. Și mult mai tânăr, da. Deci eu la 46, el la 25. Pam, pam. Oricum tu nu-ți dau 40. Mulți. Cât ai acum? 47. Nu-i dau. Doamne, nu te cred că mai ai 3 ani și faci 50. Da. Bravo, deci nu te cred. Nici mie nu-mi pasă, cum să-ți spune. Ce tare. Adică nu simt că a trecut timpul. Tarantulița eternă. Mulțumesc. Eu când ai plecat de aici o să plec pe neașteptat. De ce a murit camara? Avea 100 de ani. Serios? Bine. Acum o să te întreb și eu. Care este secretul? Fiindcă fix înainte să intrăm în podcast, îi să spuneam Adei faptul că țelul meu în viață este să îmbătrânesc fiind cea mai sănătoasă și arătând cea mai bine. Ca și... Nu îmbătrânești. O să nu mă pătrânez, da, așa ca tine. Uite, să vă spun un secret acum. Deci eu, la fiecare 5 ani, mă transfer dintr-un corp în altul. Ai, mă, camara, de ce eram aici super atentă? Asta nu spuneți nimănui, da? Da, bine, acum că sunt vreo 5 milioane care ne vor urmări, eram aici, așteptam să-mi spui da, secretul. Da, și ceva super deștept, eram, mamă, ce zice camara? Mă? Nu, sunt vegan, nu mănânc carne, asta nu, și eu, nu da. Brânzeturi, nu nimic și asta mă ajută. Și tu? Consider că asta ajută foarte mult. Foarte mult, da. Uite, sunt sportiv care, eu de la asta am și plecat, m-am uitat la un documentar cu un sportiv de MMA care se accidentase la genunchi și nu-și mai revenea de un an și jumătate. Și a trecut la regimul vegan și 6 luni s-a refăcut. Da. Tot genunchiul, ca și cum niciodată n-a fost accidentat, cel avea 30 plus și s-a reapucat din nou de MMA. Și apoi a dat mai departe aceste sfaturi și între atât a ajuns să devină un trend pentru mulți sportivi care la 39 de ani, de exemplu, e o ciclistă care s-a reapucat la 39 de ani și a devenit campioană mondială din nou. Îi ajută foarte mult altinerirea organismului. Bă, eu sunt de acord cu voi și îmi doresc așa de mult să pot, dar bă, slănina, ciolanul... Fii atentă, îți spun deci, fii atentă, Ada, slănina este singurul preparat de care mie mi este... Băi, când mi se face poftă, slănină. Nu mi se face poftă de nimic. Mi se face poftă de niște slănină cu niște ceapă. Mamă, niște ceapă pe o pâinică prăjită, așa, dat un pic cu usturoi. Dar să vă spun un alt secret. Dar nu, eu nu calc. Am mâncat carne până acum 4 ani, da?
Și am fost, vă rog să mă credeți, am fost adict. Adică eu nu mâncam carne micul dejun prin seara. N-am crezut niciodată. Dacă venea cineva la mine, zicea, camara, vrei să te apuci să fii vreme. Du-te mă de sectant. Îi ziceam, lasă-mă, n-ai bani pace. Și am început să mă uit la oamenii aceia care efectiv întinereau în fața mea. Ei știam cum eram în urmă cu 5 ani și mă uitam la ei, zic, păi nu se poate. Da. Băi, o idee bună. Ia că mă apuc. Chiar, uite, Ana, spune-mi, voi doi ați fost la Survivor și ați fost împreună, așa cum am spus și la începutul acestui podcast. La Survivor știm toți că sunt niște condiții ceva de groază, da? Și printre care nu mâncăm carne, nu mâncam nimic. Nu te-ai gândit după perioada petrecută acolo, 3 luni ai stat, nu? Da, 12 da. Săptămâni da, sau. Nu te-ai gândit după perioada aia să-ți schimbi stilul de viață sau? Cred că partea cea mai nasoală după Survivor e că ajungi acolo și dormi pe lemn. Nu te mai doare spatele deloc. Eu aveam dureri cumplite. Cumplite, da. Cu doctor, cu hai să vedem ce facem, ce duble scolioze. Am ajuns, am dormit pe lemn, nada, nu m-a mai durut deloc până ziua de azi. După aia, cu telefonul, realizez cât de bine fără telefon, realizez cât de toxic e telefonul, cât de rău ne face, cu mâncarea, cu alimentația, realizez cât de bine te simți, să dormi de vreme, că noi dormeam când apunea soarele, ne trezeam la răsărit, ne odihneam și corpul meu nu s-a simțit niciodată mai bine și când te întorci înapoi, cumva te simți, asta vorbeam și cu Remus, te simți foarte mai vinovat decât înainte. De ce? Pentru că acum tu te întorci la aceleași prostii, la aceleași căcaturi, la scroll, la toate lucrurile care înainte poate nu realizai că îți fac rău, dar acum având atât de concret exemplu de uite, așa e excelent pentru organism și tu totuși te întorci și te lași dragged în toată... În toată mizeria pe care o reprezintă stilul de viață complet. Modern și hai... Și cumva te simți prost față de tine în oglindă când te uiți și zici, băi, Ada, de ce? Și m-am gândit, bineînțeles, și am făcut niște schimbări destul de mari. Cred că m-a ajutat și Remus, faptul că a fost mai activ în viața mea și că mi-a dat un fel de sfaturi. Și am început să fiu, să mă gândesc mai mult la mine și la sănătatea mea după Survivor. Adică înainte nu dormeam nicio lună, deci eu, Doamne, înainte să filmez filmul cu mamaie, n-am dormit o lună aproape deloc. După filmări am leșinat, am căzut cu de-astea perfuzii de țâșnea sângele ca la nebuni. Deci am avut niște momente în care mi-am bătut joc de organismul meu foarte rău. Și acum nu cred că aș mai face, sunt mult mai atentă la mine. Voi ați fost împreună în Survivor. Care a fost relația voastră de acolo? Și uite, aș vrea să știu, poate, ce ați avut de învățat? Că eu consider că oamenii vin în viața ta, orice om, oricât de mică este întâlnirea dintre două energii, ai ceva, vine în viața ta ca să te învețe ceva. Și uite, aș fi curioasă ce ați învățat voi doi unul de la celălalt, mai ales că este și diferența asta de vârstă, de 20 și ceva de ani. De 20 de ani. De 20? Da. A, 46, 20 și... Da. Da. 47 și... Deci 20. De 21. 20. Ai 27. Da, da. Uite, știam că ai 26. Da, și i-am împlinit. I-am împlinit acolo și i-am împlinit tot acolo. Ea pe 24, 6. 24 februarie. 4, dar de Dragobete și eu pe Dragobete. Ce drăguț. La 5 zile distanță în secundă. Ea mi-a făcut cadou de ziua mea, o nominalizare. Da. Și locul la colan. Da, că nu așa. Nu te cred. Da, de aici, camara. Da, da. Frumos. Ok. Și asta după ce i-am dat 10 scoici. I-am dat și mi-a zis că nu mă nominalizează. Nu, ia, stai, nu. Bine, el m-a nominalizat. Și noi oricum ne-am nominalizat unul pe altul non-stop. Și cred că partea cea mai frumoasă a prieteniei noastre a fost că mereu ne nominalizam. Și după ce ne nominalizam, în tuc-tuc, imediat după, noi ziceam, nu mă supăr dacă mă nominalizez, nu e problemă, vă rog, colegi. Te nominalizam, mamă, eram camara, lasă-mă, pleacă, mai știi cum făceam? Da. Pleacă camara, ăsta la fel. Primul instinct, știi, era Ada, lasă-mă, m-am nominalizat, ești o nenorocită, nu știu ce. Ne certam acolo, în tuc-tuc. Și te-am după aia, practic, da, și căzărea și pe aia ne certam și după aia dimineață ne trezeam și partea frumoasă era că eu cu camera mereu eram, hai, ce faci? Bine. Hai să strângem și să scoși, hai. Mereu, când era în la noi în cabana acolo, cum se zicea. E mult zis cabana. În baracă, așa. În coșmelia aia. Mereu când ajungeam pe insulă și în coșmelie,
nu puneam la suflet nicio nici el, că e clar că sunt niște oameni care nu punem la suflet. Da, 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 n-am nicio problemă. Dar nominalizările alea, gen, le vorbeați înainte? Sau că, de exemplu, uite, au fost cazul lui Moroșanu cu Elena din sezonul meu, când ei, când s-au nominalizat, gen, au fost o înțelegere, băi. Da. Nu. Ba da, depinde. Unor da, unor nu. Nu m-am înțeles cu nimeni la nominalizare, să spun sincer. Deci nimeni, o singură persoană m-a rugat odată să o nominalizez, a fost Vica și am făcut-o, ne-am luat pe toți. Oh, pe bune? Da, azi nu mai pot, vreau să plec acasă. Știi? Okay. Și am nominalizat. Asta a fost. Și odată, odată a fost, a fost o altă situație, dar am redresat-o, pentru că i-am zis, atunci lui Carmen, băi, Carmen, luptă, nu pleci. Și uite că a luptat. Ea voia să, și ea a simțit la un moment dat nevoia să, să cedeze. Și de ce? Pentru ce? Și tu n-ai venit tot aici să stai cât mai mult. De ce să cedezi pentru altcineva? Supărare pentru mine personal, că m-a nominalizat cineva, a fost o chestie, o reacție de moment. De ce eu neapărat? Că mai ales în, în primele 5 săptămâni, mai ales că eu venisem după o săptămână și aveam cel mai bun punctaj la băieți. Și voi îmi spuneați că n-am. Am ieșit și m-am uitat pe puncte! Era pe locul 1! Era pe locul 1 era! Așa mă trec! Nu te pe locul 1 după 5 săptămâni! Aveam 16 puncte! Aveam cel mai bun procentaj, procentaj împreună cu Ștefania și cel mai multe puncte împreună cu Doc. Și voi ați spus că n-am puncte! Așa mă și eu! M-ați făcut varză, m-ați făcut să cred că sunt slab! Păi la fel! Păi la fel! Eu când am ieșit eram acolo Survivor, că dar că-s vai de curul meu, că... Și nu că sunt vai și când am ieșit eram a treia și dintre războinici și dintre fete băieți eram a treia pe... Ai văzut? Pe ăla. Și te făcea să crezi că ești... Asta era jocul psihologic, știi? Da. Poți. Să nu te băga. Nu ești sportivă, dar bine, nici nu mă băgam, nu pot să așa. Și uneori, uneori nici nu mai alegeam, n-apucam să alegem. Voi mai ales la fete la un moment dat. Eu nici nu vroiam să aleg. Da. Dar la voi era cât de cât echilibrat. La mine picam cu Alina, picam de 10 ori, m-am măcelărit omul, zice, era foarte bun. Ideea este că în Survivor ce este important este că ce se întâmplă azi, dai uitării pentru că timpul trece altfel. Mamă! Timpul trece altfel, o zi pare a fi o săptămână. Zi-mă ce ai învățat de la mine, nu te ce mai... Am învățat că dacă îi dai cuiva 10 scoici... Am învățat că, eu, că e, fiecare om are ceva ce-ți transmite. Am învățat că, indiferent cât de greu ți este, să ai dezinvoltura și bucuria aia a vieții de a trece peste. Am văzut-o, era tot timpul veselă, nu conta, se supăra un pic, mă, îi trecea, știi? Iar venea la mine, camera mai este o măcele. Da, stomacele de crab! Da, stomacele de crab. Asta e neacosagrat. Serios, chiar am fost prieteni. La început, poate, nu m-au înțeles mulți pe mine, că așa a fost să fie. Dar pe parcurs cred că ne-am împrietenit cu toții și chiar dacă unii au fost un pic așa de-a lungul timpului, cum ar fi un Ionuț, de exemplu, eu am trecut peste și am dat mâna. El s-a supărat pe mine. Eu, ultimele lucruri pe care le-am avut cu Ionuț, pentru mine personal, au fost de show. L-am terorizat. Mi-a plăcut să-l terorizez pe Ionuț. Ionuț, e frimoaie, mă înceam la el. Ești slab, Ionuț! Nu poți! Ai fugit de toți luptătorii puternici. Fugi și de mine acum. Așa îi făceam, îl tocam, dar era o chestie psihică. Nu aveam nicio problemă reală cu Ionuț. Puterea lui camarad de a toca este ceva ieșită din comun. Adică plăcea acasă singur. Era amuzant că noi toți când am ieșit din Survivor, cum ieșeam, bă, eram toți fucked up, eram toți, băi, emoționați, eram toți niște animale sălbatice care am ieșit în lume, ușor, așa, pași micuți. Camara a ieșit prima zi la măruță, cu mitre, pum, 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 pum. Era toți, bă, camara, de unde ai energia asta, fratele meu? Păi da, pentru că n-ai văzut episodul? Ba da, l-ai trimis tu, uite, la mine ce-am făcut. Când am ieșit, am fost ca și cum am stat o zi. Eu așa, asta a fost mindset-ul meu la Survivor. O zi pe lipit, ca în, cum e, ziua cântiței. Ziua cântiței, da. E, și cumva când am ieșit, și nu am mai simțit nimic. Am uitat tot. Am uitat. Deci efectiv nu m-a mai interesat. Eram fericit, sunt afară, mă bucur de viață. Ce am trăit acolo, am trăit. Am fost într-un joc. Într-un joc. Am intrat, m-au scos. Cam Black Mirror. Ce tare paralelă. Da. Că am fost ca un joc. Ai simțit și tu la fel? Nu.
pe mine m-a obosit foarte mult. Eu chiar când am ieșit din Survivor am ajuns în spital. Tu cât ai stat? 8 săptămâni. Da, și ideea este că eu am ieșit foarte frustrată din Survivor. Și vezi tu, degeaba zici că știi, încerci să dai deoparte și ce a fost a fost și așa mai departe. Frustrarea aia, eu neștiind să-mi controlez sentimentele, am dus-o atât de la extrem încât m-am îmbolnăvit. Și doctorii nu, la un moment dat nu prea știau ce aveam, că aveam simptome de meningită, dar nu eram meningită, aveam simptome de pancreatită sau cum se numește, dar nu era nici acolo nimic. Până la urmă am ajuns la terapie, că uite că universul când trebuie să ți-l aducă, ți-l aducă, e tot bolnav. Mi-a zis o prietenă, bă, Simo, uite, am dat peste un terapeut, nu știu ce, nu știu ce. Și am ajuns la un tip care, el fusese călugăr în Tibet, în munți. Și el se întorsese în România după experiența respectivă, pentru că el simțea că mai trebuie să ajute oameni. Și am ajuns la Cristian și efectiv mi-am revenit doar din terapie, fără tratamente, fără. Și până la urmă am ajuns la concluzia că era strict frustrarea mea și neputința mea. Și da, așa, că noi până la urmă și uităm în toată povestea asta, uităm să ne tratăm creierul. Avem sufletul. Sufletul. Da, și creierul. Și creierul, da. Pentru că avem impresia că, ok, te doare aici o mână. Deci imediat dacă te doare mâna, duci la medic. Dar la cap, uiți. Da. Că și asta este o, na, avem traume de-a lungul vieții. Avem și tot felul de lucruri nerezolvate. Oricum, deja, cumva și medicina tradițională a început să accepte faptul că o mare parte din boli vin de la blocaje mentale și lucrurile și spirituale, care... da. Da. Bun, am înțeles ce ai învățat tu de la Ada, să fii copilăros, să te bucuri și să treci repede peste momentele tensionate. Tarantulița mea, tarantulița! Tarantulița! Am avut momente care mă enervam la culmea, când mi se făceau niște nedreptăți despre care nu se pot vorbi niciodată și ea tot timpul venea și zicea, ai camara, calmează-te, nu nimic. Sau când pierdeam absurd, ziceam, bă, dar nu se poate, mă, nici acum. Și imediat venea. Deci chiar mi-a fost alăturea, da, știi? Chiar în momente în care poate aș fi spus că eu sunt un tip temperamental. Chiar dacă am reușit la Survivor în primele 5 săptămâni să fiu calm, după aia am explodat. Și simțeam nevoia să zic ceva și gura mea uneori mă costă. Adică și Arnold a zis, gura mea îmi dă de mâncare, dar tot gura mea mă mâncarea. De la gură. Pentru că așa și eu. Te înțeleg mai bine ca oricine. Așa și eu. Uneori e bine să ne abținem. Da. Știi, oricum, în principiu, asta ca să vedu ce se uită și s-a uitat, 5% din ce am făcut noi acolo a fost ceartă ca idee. Da. Noi nu ne certam exact. Non-stop. Noi ne și distram, râdeam. Doamne, păi la foc, ne-a căzut baraca de 3 ori pe noi. Râdeam cu lacrimi, da. Păi râdeam cu lacrimi. Și ne-am adunat toți, tremuram acolo și râdeam. Ne-am adunat și cântam dacă ploaia se va opri. Da. Cea mai nebună echipa, mamă. Păi deci râdeam cu lacrimi, făceam bancuri, de ce situație penibilă, toți uzi cu baraca în cap. Adică lucrurile astea nu s-au dat și a de păcat, stau stăteam în dreptul exact, focului. Da. Camara ne zicea povești, fabule, inventat o fel de povești cu prințișori și prințese și să vezi tăticul din Camara. Care avea o paralelă cu viața de zi cu zi. Uite, Ionuț, de exemplu, când a fost ploaia atunci, țin minte, când a căzut baraca peste noi, eu i-am dat trainingul meu Vicăi și rămăsesem într-un tricou care se udase și niște pantaloni scurți, că n-aveam altceva. Și Ionuț mi-a dat un tricou de-a lui să-l port. Adică nu era chiar ce crede lumea, că era mamă, noi ne mușcam pe acolo. Eu moram. Au fost comprimate toate într-o oră sau două ore, sau cât era, ținea emisia automat, că băgau și ei, da. Pare. Bun, hai să vedem ce a învățat Ada de la tine. Ce simți tu că... Cred că de la camera și cumva și stând după aia mai mult, toți trei cu Remus și cu Mihai și povestind lucruri de ale noastre de suflet, oricum, Camara era omul care muncea cel mai mult în camp, adică tot timpul făcea ceva, tot timpul era după scoici, era după crab, era foarte activ și gospodar și ne gătea, mie mi-a gătit, trebuie să recunosc, mi-a gătit Camara, că eu nu știu să gătesc, frate, aș fi murit de foame, m-aș fi obișnuit probabil, dar Camara mi-a gătit cel puțin mie și grupului nostru și am învățat că trebuie să faci lucruri pentru alți oameni din tot sufletul. Adică sunt oameni care fac lucruri
Camara e un om care dăruiește foarte mult. Dăruiește tot timpul timp, dăruiește orice are, pune pe masă tuturor, băi, luați, ce e al meu? Nu contează, e și al vostru. Și noi toți cumva facem asta, poate având un gând subsidiar să primim ceva înapoi sau să având un plan. Mm-hmm. Pe când Camara o face pur, by default. Așa e el. Da, așa e el. Și uite că se s-a făcut pielea. Da, în viață este atât de frumos să ai doar să fii darnic. Camara e darnic, e un suflet darnic și gata. Și e un suflet blând și mi-a plăcut asta la el și am preluat și eu în viața mea să am blândețea lui și da, o blândețe și o dărnicie aparte. Ce frumos! O, după cum ați blând... Ați-au dat lacrimile? Da, da, nu pot, da. Eu sunt curioasă dacă Camara, într-adevăr, este o persoană foarte blândă și foarte darnică, așa cum ai spus tu, dar este și un luptător, atât prin încercarea la care l-a pus, pe care i-a adus-o universul prin boala fiului său, Leon, dar și ca și om, e un om foarte puternic și asta a dovedit-o și în cușca de la RXF atunci când a luptat. Și eu sunt curioasă dacă tu crezi că ai putea lua și această putere de la el, dacă crezi că l-ai vedea un mentor, poate într-o posibilă luptă a ta în cușca de la RXF, dar vorbim toate astea după o scurtă pauză de publicitate, așa că voi nu plecați nicăieri, fiindcă eu mă întorc alături de actrița Ada Dumitru și de al nostru Cam Camara, cu multe alte informații pe care voi încerca să le scot așa frumos de la ei. Pachetul campionilor e aici! Profită de bonusul sport de bun venit și primești până la 900 de lei la primele 3 depuneri. Pariază și trăiește emoția câștigurilor doar pe lasvegas.ro. Fighter 7, 25 iulie 2023. Două echipe, Team Marinescu vs. Team Bobicioiu. Cine o să câștige? Abonează-te la canalul de YouTube RXF. RXF Slab 3. Înscrie-te acum pe rxf.ro la RXF Slab 3. Așteptăm cei mai mari și spectaculoși concurenți. Premiul 1, 100.000 de ron. Premiul 2, 50.000 de ron. Premiul special, 15.000 de ron. Fii tu următorul câștigător RXF Slab 3. RXF Live. Urmărește live calele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play, cât și din App Store. RXF. Haideți să dăm startul câștigurilor pe online și să trăim o experiență big broană, cap coadă, sus, jos. But, wow, wow, be careful. Ne-am întors din scurta pauză de publicitate alături de Ada și de Camara și chiar înainte să intrăm în pauză, o întrebam pe Ada, care ne spunea că de la Camara a luat bunătatea și empatia cu care el evoluează în lume, ca să spun așa, dacă ar lua de la Camara și spiritul ăsta de războinic, pentru că el este un războinic din toate sensurile, de unde îl privești, el este un războinic. Și dacă ai accepta să intri într-o luptă în cușca de la RXF. Poți, Ada, poți, crede. Camara, poți, că am văzut ce poți, crede. Da, eu sunt bătăioasă, adică îmi place, mă și antrenez, fac box, am fost bătăioasă și fac sporturi extreme de când eram mică, enduro, orice conține adrenalină, I'm there. Dar singura mea teamă este că eu lucrez cu fața mea.
știi? Lucrez cu ea și nu aș putea să risc să... Nu știu, să-mi iau un punct, să... Dar lucrez cu fața, nu? Da, doar că... Sau eu lucrez cu spatele? Tu lucrezi cu spatele. Da, mi-e teama asta, să nu... Dacă îmi sparg nasul sau... Mi se întâmplă ceva la față. Uite, dacă îți spargi nasul, ai avea o scuză foarte să bună fac să fac operația. Dar las că te duc eu la maestrul meu, la Tiță, Marius Tiță, și pe cuvântul meu, dacă te atinge cineva la față. Ține aminte ce spun. Ce, că n-ajunge. Păi n-ajunge. Păi uite, să știi că Marius, uite, l-a antrenat pe Camara, a câștigat. L-a antrenat pe Meco, a câștigat. L-a antrenat pe Marius Dumitru, a câștigat. Da. Toți care au fost la el au câștigat. Toți. Da, da. Așa că, na. Vii și te angelezi cu Tiță și vei câștiga. Tu te-ai bătut? Și o să stau în colț la tine, să te încurajez. Să zici, aia, da, ta. Aia, da, vei, sparge cap! Sparge cap! Da, eu sunt, oricum la Survivor am și mușcat. Păi știu că tu cât timp ai fost la Survivor, ai împărțit așa, ai împărțit țara în două tabere, că unii erau cu tine, fiindcă le plăcea stilul ăsta al tău războinic și că erai din topor, cum s-ar zice, dar ceilalți nu te prea agreau, că păreai scandalagioaie, că păreai răutăcioasă, da, păreai că... bătăușă. Da, era. Da. Da, cred că cumva la Survivor mulți oameni din echipă se gândeau foarte mult, ceea ce e foarte just și trebuie să faci asta, se gândeau mult la cum dau ei la televizor și cum să fac asta, să nu fac asta. Eu nu m-am gândit la nimic, o să fiu sincer. Adică eram fix așa cum eram eu, așa m-am comportat. Ce îmi venea, am dat chiar stăteam așa, eram... aveam niște poziții de alea. Cu ce le descriu, hai de ele, stăteam așa acolo. Aceeași chestie făceam și eu. Da, și m-am gândit, eram, Bado, de ce dracu, stăteai și tu frumos să se vadă? Ca o domnișoară. Ca o domnișoară, da, erau camerele pe tine non-stop, de ce erai așa nebună? Dar așa sunt eu. Și știi cum e, oamenii măcar știu ce... și cumva și e și mai puternică regruparea asta, pentru că oamenii care chiar mă plac, chiar mă plac. Și care chiar nu te plac? Și care chiar nu mă plac, chiar nu mă plac. Dar la același timp simți ceva pentru tine, nu sunt indiferenți. Da, asta corect. Asta e corect. Corect. Să provoci deopotrivă bucurie, da. Și poate pentru unii supărare, dar nu să nu fie indiferenți la tine. A, da, dacă ți s-ar oferi ocazia să intri la noi în cușcă, în Erixef, eu sunt curioasă dacă tu ai avea pe cineva în minte sau, nu știu, ai vreo ceartă cu... Cine? Nu, că bați pe ea. Pe cine? Ciomag. Nu, dar nu... Mai, pe cât de conflictuală pot să par și... Pe atât de bine mă înțeleg cu toată lumea. Da, e un... Să văd. Un paradox, că n-am așa, adică... De bătut așa mi-aș dori să bat niște oameni, am o listă. Da. A, pe doc? Păi ne-am avut clenciul ăla de ne-am... Păi, semi-bătut. Ok. Păi hai să rezolvăm în cușca de la Erixef. Nu, că îl bag. Maaa! Nu vreau să-l facă de vezi. A, dar Dumitru! Bătaie cu Doc. Îți dai seama că ar fi prima bătaie dintr-o fată și când băiatul. Și în care băiatul și-a bătaie. Exact. Doc, ai grijă. Mamă, mă bag și eu imediat, îl țin de păr așa un pic. Oricum tu te-ai băgat când m-am dat cu el. Da, m-am băgat să nu se bată în treia de păr. Dar tu ai vedea OPA, dar în cușcă crezi că ar face față presiunii și stilului de viață care implică o... 100%, 100%, la ce are în ea. Dacă are și antrenamentele specifice, vai de capul meu, deci e taifun. Taifun. Pentru că se uită Ada la tine, la un moment dat, nu mai știu, cu cine era, cu Pocălap. Da. Și ținea perna. Și uita la așa. Nu, acolo a fost o caterincă, pentru că era la fete, băi, la astea de forță, la Survivor, contează și atitudinea, băi, trebuie să intimidezi din atitudine. Și stăteam așa, eram cu Codruța, mi-am amintesc, am râs cu fetele, că stăteam cu, și lui Porcolab, și le făceam și mă uitam la ele, unde e camera, aia e camera, mă uit în cameră, și în mintea mea nu ziceam nimic, neapărat de rău, dar eram. Eu am înțeles ce ai zis. Și râdeam cu fetele că făceam chestia asta. Și pe aia începeam. Mamă, și se vedea pe față, adică îți dai seama, când aveai o atitudine de genul, era un pic, le vedeam pe fete și că erau, what the fuck, man, ce? Dar contează foarte mult.
Da. Da, dar eu sunt curioasă asupra unui lucru. Tu ești fata vitregă a marelui actor Bebe Cotimaneș. Da. Cum... Sunt curioasă dacă ți-a spus vreodată Bebe sau poate, nu știu, să zică să te mai temperezi sau să spună că, mă, da, ești asociată numelui meu, poate că nu este frumos, poate că nu e bine, mă faci de rușine, nu știu. Nu, eu am fost crescută tot așa cum și-a crescut și Bebe copiii, cu care de altfel sunt fata lui Bebe, Adela, suntem ca două surori, trăim împreună, adică suntem foarte apropiate. Și modul nostru în care am fost crescuți și în care familia mea încă activează, așa e mentalitatea, este trebuie să fii tu însuți. În orice condiții să fii tu însuți. Și când ești tu însuți, n-ai cum să ai regrete, n-ai cum să te simți prost, n-ai cum să simți nimic, pentru că e ceea ce simți tu, aia faci. Și cumva, Bebe niciodată nu mi-a zis absolut nimic de, mamă, comportă-te așa. Mi-a zis un pic și el și maica mea și taică-miu. Mi-au zis, bă, să nu juri. Asta a fost primul lucru pe care mi l-au zis. Da, făcea, băi, ai grijă, nu-ți băga și nu-ți scoate pe acolo, că lumea nu știe că ești o fată educată. Nu, mă, nu știu, o să te ia așa cum ești, nu știu ei ce ai. Dar așa sunt, mi-am băgat și mi-am scos, aia este... Bate palma, sora mea de suflet, s-au făcut același lucru. Eu recunoscută de la Survivor, n-am fost recunoscută decât pentru cât de mult am înjurat și cât de mult am băgat și am scos. Și aia faza mea face o mare lucru. Mulți fac greșeală să asocieze Survivor cu o emisiune. Emisiune e emisiune. Reality-ul e reality. Reality se întâmplă lucruri ca și cum ți s-ar întâmpla în viața de zi cu zi. Și în viața de zi cu zi poate mai vine o vorbă la gură. Nu poți să fii impecabil doar de dragul camerei. Da, da, mulți au fost. Da, mulți au jucat un rol. Da. Mulți au fost și mulți se gândeau, mamă, ce spun, cum spun, situația asta nu o să dea bine, n-o facem, o evităm. Pe când... Eu cel puțin nu m-am gândit o secundă dacă dă bine ceva sau nu la cameră. Eu am fost fix cum am fost eu, lumea m-a luat fix cum am fost eu, dacă le-a plăcut bine, dacă nu, nu. Și cu vorba lui Camara, și ăla care nu te place când te vede pe stradă, vrea o poză cu tine. Exact, despre asta este vorba. Și poți să faci dintr-un hater unul care să te iubească. Eu am făcut asta de foarte multe ori, de altfel. M-au înjurat unii și chiar la Survivor. Am venit acasă, am văzut comentarii și am spus, mulțumesc, doamnă. Din partea dumneavoastră e chiar un compliment. Și m-au jurat, e grav. Da, și după aia și-a cerut scuze. Și a intrat peste tot. Acum mă laudă peste tot. Vai ce băiat educat. Pentru că oamenii vor să... Și oricum un om care dă hate online, pentru că cumva, bine, noi suntem mai... Eu sunt caz fericit față de ce a fost la alți oameni. Doar că orice om care în viața lui, în viața mea, de când mă știu eu, în viața mea n-am intrat pe online să dau un comentariu negativ. În viața mea. Mie mi se pare că omul care și-a din timpul lui prețios, că clipim și am îmbătrânit. Și scrie unul atâta. Își ia timp să scrie, să te înjure pe tine. Înseamnă că-i pasă. Înseamnă că-i pasă și că de fapt fanul tău, că nu stai să îți pierzi timpul pe cineva. Vrei să te observe omul ăla, să zică ceva, vrei să ești disperat? Să-ți audă vocea. Să-ți audă vocea, că săracii nu-i asculta nimeni la viața lor. Bun, păi până se hotărăște Ada dacă va intra în cușcă și cu cine, eu sunt curioasă de tine, Camara, dacă ai intra în cușcă și cu cine și am să-ți spun și cine ar vrea să intre în cușcă cu tine. Oh, ce tare! Da. Sincer, anul ăsta nu știu, nu știu deocamdată, mai ales că... Todoc? Tot doc? Cine, Antonio Spaghetti? Că așa îi zice, am slăbit să se găsă cu doamnă. Da. Încercam să zice, ai piciorușele alea slabe așa. Slăbise două, ca două spaghete. Și tu erai la fel. Da, și nu slăbisem, dar eu la picior încă stăteam bine. Și la un moment dat, nu știu dacă s-a dat asta pe TV, mi-a zis doc, da, ești foarte slab. Și zic, da, dar eu sunt mai bine pe picioare. Și aveam training, și am training jos și fădeam, nu, da, că dacă sunt kilol, dar eu am pantalon scurt și uite aici ce... Mai amuzat de această discuție, erau doc Camara, care ziceau, nu, eu am cur, mai am cur, nu, tu nu mai ai cur. Da, eu i-am zis asta, nu, ba tu nu mai ai. Și au început, erau doi doc și Camara și făceau așa. Ia uitați-vă, ia uitați-vă. Eu nu am, eu mai am, vezi, asta vezi, ia uite, eu mai am. Și noi eram toți, ce aveți frații, ați nebunit? Da, da, era amuzant, chiar a fost un deliciu în multe momente, a fost un deliciu. Nu știu că s-au dat toate astea. Nu s-au dat, ei la început s-au certat rău de tot și după aia, după ce s-au certat rău de tot, au început să se certe în continuare.
mare, dar erau atât de amuzanți după o perioadă. Da, ce băi, din găs, efectiv. Da. Deja că te uiți din afară. Eu spuneam să cu cine trebuie să se bată. Da. Cine vrea să se bată cu mine? Păi spune-mă întâi cu cine te-ai bate tu. Sincer, nu am pe nimeni în cap în momentul ăsta. Acum aș bate cu cineva dacă ar fi cineva la categoria mea. Adică până în 80 și nu sub 72. De ce zic asta? Pentru că nu vreau să se plângă cu tare sau cu tare că era mai slab decât mine sau eu să mă plâng că era mai mare decât mine, să caut scuze, nu. Uh-huh. Vreau să mă lupt la categoria mea, nu neapărat la vârsta mea, poate să aibă și 20 de ani, poate să aibă și 4, nu mă interesează câți ani are, pentru că eu duc. Ideea este doar că aș vrea să fie cineva, nu că să am ură, pe cineva care vrea să bată nume, sportiv. Nume, de exemplu, era TJ, care își tot căuta. Okay, da. Eu l-am mai anunțat odată, dacă crezi că vrea pe cineva celebru cu care să se bată. Pentru TJ nimeni nu este suficient. Pentru TJ, da. Acum, eu i-am zis, bă, dacă tu ai zis că Mike nu e celebru, zic, bine, uite, atunci mă iei pe mine. N-a zis nimeni, n-a scos un cuvânt. Dar acum eu ce să-i fac? Nu știu, cine ar mai fi? Poate un neveu, că este, îi place lupta, îmi place că se bate. Vreau să știu cine vrea să-ți bagă în camera. Adică cine e dispus, eu sunt deschis mai puțin o persoană. Cine? Nu zic, dar hai, cred că este persoana care ar vrea să se bată cu tine, nu? Sunt convins. Cine? Bun, la gala Next Fighter cu numărul 4 sau 5, una dintre ele, am luat un interviu fratelui tău, Musti, da, care a spus că tu ai fi singura persoană cu care el ar fi de acord să intre în cușca de la RXF. Că el nu ar intra... Dacă el nu ar intra, el nu este o persoană care să se bată, dar cu o singură excepție. Da. Da, am avut acest feeling că despre el este vorba. Numai că eu cu Musti n-am cum să mă bat. Înainte de toate, îi cunosc toate punctele slabe și nu vreau să-i fac rău. E copilul pe care eu l-am crescut, primul copil pe care l-am crescut, pentru că e cu 5 ani mai mic decât mine. Doar că el a avut competitivitatea asta întotdeauna cu mine. Vrea să arate că poate să mă învingă la ceva. De când suntem mici, el mă caută. Tot mă caută, dar nu mă găsește, că e avans mare între noi. Sunt 5 ani. Acum, eu nu m-aș lupta cu el prietenește la un sparring, dacă ar fi cazul. Să facem un antrenament împreună, să-l pregătesc pentru un eventual meci. Dar eu cu Musti în viața mea nu m-aș bate în cușcă pentru că nu pot să-l lovesc pe... Dar n-ai cum, frate, frate. Nu, pentru că, nu, că până la urmă te poți lupta cu un prieten. Adică te poți lupta cu un prieten, ring e ring, adică poți trece peste da, etapa asta. Da, frate, tu... Dar totuși, în fața mea, copilul acela, eu pe acela îl văd. Și pe acela îl văd mereu, chiar dacă mi-a zis, tu crezi că mai sunt copilul pe care l-ai crescut? Eu mă uit la el și zic, da. Chiar ești același băiețel pe care eu îl văd. Cel care își rupea caietele când era mic, când se ducea la școală, se întorcea, avea tot timpul 10 pagini în loc de 100, făcea avioane, cornete și tot felul de chestii. Oh, e acel copil mic pe care eu l-am crescut, acel copil mic alături de care eu am stat, să îl fac să înțeleagă că e bine să nu stea cu o anumită gașcă. Eu am convins-o pe mama să lase să plece din țară la un curs de inginer de sunet la numai 15 ani a plecat. Și nu l-am mai văzut timp de 8 ani, a fost plecat în... Spune-mă atunci, camara, de la ce au pornit toate divergențele între voi? Fiindcă, nu știu, cel puțin mediul... Eu n-am divergențe. Divergențele le are el din totdeauna, pentru că e mai talentat decât mine, că e mai puternic decât mine, că e mai deștept decât mine și că vrea să dovedească asta. Și probabil se pare spectaculoasă povestea asta să facă această luptă. Dar nu e o competiție, dău. Da, eu nu pot accepta să mă lupt cu fratele meu, pentru că eu mă lupt pentru familia mea, nu împotriva familiei mele, chiar dacă, într-adevăr, sunt momente în care poate nu te mai înțelegi deloc cu un membru al familiei. Și e normal să se întâmple asta, nu e ceva ieșit din comun. Mai ales că noi nu am fost multă vreme împreună, 8 ani nu l-am văzut deloc și după aia iar a trecut o bună bucată de vreme până să-l mai revăd. Așa că, în multe momente, eu am prieteni care îmi sunt mai apropiați decât este propriul meu frate. Și e de înțeles. Dar pentru mine, în capul meu, rămâne același pitic și el a rămas cu o chestie, că era mic, eu îl luam și îl tăvăleam bine de tot și vrea să arate că poate acum, că se vede mai înalt și așa crede că poate să mă învingă. Dar nu mă voi lupta cu Musti. În schimb, îi voi da toate sfaturile, dacă va fi cazul să se lupte cu cineva. Și voi fi aproape, cu siguranță, cum a fost și el la primul meci, a fost acolo, deși nu a stat la colț, a venit
la anumite momente știa, hai, du-te, hai, du-te. Așa și eu, niciodată nu. Deci nu, nici nu intră în discuție nici o luptă între camera și Musti. Nu, m-aș lupta cu cel care eventual l-ar învinge, nu contează cine. Ok, păi în cazul acesta ce pot să spun? Vrem o luptă între Musti și pe... Cu cine l-ai vedea pe Musti? Cu Bobicioi. Ok, Camara aruncă mănușa, o luptă între Musti și Bobicioiu și dacă Bobicioiu ar fi să câștige, te-ai lupta cu el pentru... Da, fără probleme pot să mă lupt, chiar dacă are un pic mai multe kilograme, pentru el aș face o excepție dacă l-ar învinge pe fratele lui. Nu-ți place de Bobicioiu? N-am nimic cu el, am zis doar că l-am văzut acolo în poză. Nu, te întreb pentru că nimănui nu-i place de Bobicioiu și nu înțeleg ce aveți, mă, toată, ce are toată lumea. L-am văzut în poza acolo și am văzut că-i Bobicioiu. Și... Îți place de el sau nu? Prima impresie despre Bobicioiu? Bă, nu știu, nu arată rău așa. Nu lași la corp. Prima impresie că noi ne facem... În ochii lui, cred că l-a făcut cineva să sufere rău de tot la un moment dat. Da. Și... Acum toate femeile care au trecut prin pat. Da, într-un final eu n-am nimic cu Bobicioiu, am înțeles că are ceva. Uite, Musi, de exemplu, știu că a făcut karate. Dar o glânz și el. Da. Bun. Da, păi... Da. Bobicioiu deja are două lupte și se pregătește pentru cea de-a treia luptă din RXF. Va fi main eventul dintre... Nu, a treia va fi main eventul împotriva lui Marinescu. Da? E la Next Fighter. La Next Fighter, da. Next Fighter numărul 7 va fi... Ei doi vor fi main eventul. Și uite, după aia hai să-l încurajăm să se lupte cu Musti. Da, dar ar fi interesant. Aici ar fi interesant. Uite, nu că aș spune din cauza, dar poți să zici din cauza. Aș fi fost în sezonul cu tine, dacă acceptau să fie doi frați, unul la faimos și unul la Războinici. Okay. Nu s-a vrut. Mamă, dar cât de tare ar fi fost. Nu s-a vrut. De, pentru că au înțeles, cât de tare ar fi fost. Am putea face blatul dacă am fi căzut în glumă. Nu există așa ceva la noi. Nu se prea atât de tare. Nu există. Deci competitivitatea e la maxim. Wow. Bun, și cu acestea fiind spuse și cu două posibile meciuri pe bandă, unul dintre Bobicioiu și Musti și al doilea dintre Bobicioiu și Camara, practic Bobicioiu împotriva ambilor frați, ca da. Să zic așa. Cum a fost Raul Dan cu frații Zănoagă, da. Dragilor, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în seara aceasta alături de mine, vreau să vă mulțumesc pentru cât de deschiși ați fost în povestirea tuturor evenimentelor despre care v-am întrebat. De-abia aștept să vă văd din nou. Pe tine vreau să te văd la galele Next Fighter și la Gala Mare. Uite, am să-ți fac invitații și am să-ți o trimit și nu ai voie să lipsești pentru că vreau să vezi cum este atmosfera din cușcă și să fii prima actriță care luptă în RXF. Ar fi super tare. Vin la gală, vin. Ar fi super tare, da? Iar pe tine ce pot să zic? Pregătește-te pentru meciul cu Bobicioiu pe care îl va avea după meciul. Și după aia vedem dacă va fi meciul acela. Până atunci pot să mă mai încălzesc cu cineva, nu e nicio problemă. Dacă apare un candidat care își dorește atât de mult... Poate acceptă TJ până la urmă. Nu acceptă. Nu acceptă nimeni. TJ accept? Poate vine Doc. Doc. TJ, Doc, hai, cineva. Doc mi-a zis că el nu e cu d-astea. Așa mi-a spus. Ba. El nu e? Nu, mi-a spus, i-a zis Doc. Păi pe Doc era să-l bată Ada. Da, și eu nu sunt cu de-astea, tu știi de-astea, știi, cu lupte, cu... Mi-a zis atunci când am avut aia, nu se bagă Doc, sunt convins. Dar în schimb, dacă cineva vrea cu adevărat, fără pic de aroganță, vreau un meci sportiv. Adică chiar vreau, eu nu vreau meciuri de-alea cu ură, cu... sportiv. Să ne luptăm frumos. Să fie un spectacol. Cum a fost cel cu Iulian Pântea, care, pentru mine cel puțin, e unul dintre cele mai frumoase meciuri, nu că l-am avut eu, dar unul dintre cele mai frumoase meciuri de când a început această poveste cu RXF. Super! Vă mulțumesc mult, dragilor, și cum am spus puțin mai devreme, de-abia aștept să ne revedem. Pe data de 27 iulie vă aștept chiar aici, pe unde sunt și platourile de filmare, fiindcă aici este, se va ține Gala Next Fighter cu numărul 7, iar vouă vreau să vă aduc aminte faptul că pe data de 11 iulie, începând cu orele 20, va avea loc prima conferință de presă în vederea galei cu numărul 45.
conferință în cadrul căreia se vor anunța și primele meciuri care s-au stabilit. Așa că nu uitați, notați-vă în calendar data de 11 iulie. Accesul publicului este gratuit, dar trebuie să vă... Unde? La sala Luceafărul, asta urma să zic. Accesul publicului este gratuit la sala Luceafărului între orele 18:30 și 19:30. Pentru cei care nu pot ajunge, vă așteptăm începând cu orele 20 live pe canalul de YouTube Erixef MMA. Simona Hapciuc sunt, vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine și de invitații mei. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la o nouă emisiune. Bună, sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17:30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați.